Anunțată inițial în cea de-a cincea etapă din faza turneului play-out a campionatului seriei 1 din Liga a doua internă de fotbal, partida fece ceahlăul Piatra Neamț CS Balotești nu s-a mai disputat. Victoria a fost acordată de reprezentanții Federației Române de Fotbal la Masa Verde echipei Ilfovene. Cei de la ceahlăul nu au fost programați în campionat după ce conducătorii clubului nu au mai avut fonduri să achite baremuri de arbitraj rămas restant de la jocul cu Bucovina Pojorâta. În plus, nemții ar trebui să achite și o amendă de 1.400 de lei dictată de Comisia de Competiții și Disciplină din cadrul FRF pentru neplata baremului restant către arbitri și observatori. Pietrenii sunt programați la jocul de sâmbătă care înseamnă returul cu baloteștiul din turneul play-out în seria 1 din Liga Secundă. Pentru a participa însă la joc, ceahlăul trebuie să-și plătească datoriile înregistrate, amenda către Comisia de Disciplină și baremul restant al arbitrilor, respectiv ai observatorilor de la meciul cu Pojorâta de pe teren propriu. În plus, ar trebui să mai fie găsite și alte fonduri ce țin de deplasarea și hrana echipei. În cazul în care reprezentanții Fotbal Club Ceahloul Piatra Neamț nu vor reuși și să acopere fundurile necesare, echipa va înregistra și cea de-a doua neprogramare în campionat. Situația respectivă va aduce grupării galben-negre pietrene de fotbal o retrogradare direct în competiția Ligii A5-a din campionatul județean.